Publicul din sala de spectacole din Alibunar a fost întâmpinat cu o piesă jucată cu maestrie de Teatrul Național Steria din Vârșeț, intitulată În plină glorie, prin care a început ceremonia de închidere a zilelor. Păstrarea acestei manifestări reprezintă un lucru special. După cum știți, mi-a plăcut atât de mult această manifestare specială și o să repet la infinit, încât am propus și zilele de teatru au fost decorate de președintele României cu un alt ordin național. Cele mai multe premii și marele premiu a fost conferit trupei de teatru Tudor Crețu Toșa a Căminului Cultural din Uzdin. E a câtea oară să primim acest premiu, dar de fiecare dată sunt aceeași emoții mari, extrem de mari, frumoase, și mă bucură faptul că am reușit să arătăm și publicului și juriului aia ce noi ne-am dat silința luni întregi să facem. Locul 2 a revenit trupei de teatru a Centrului Artei Populare din Nicolinț, iar locul 3 trupei de teatru Neica din Coștei. La fel a fost decernat premiul pentru cel mai bun rol masculin pe care l-a primit Mario Novakov, în timp ce premiul pentru cel mai bun rol feminin a fost acordat lauretei Onciu Ecovoiu. La categoria roluri epizodice, locul 1 a fost obținut de Adam Dalea, iar cel mai bun debutant a fost Vukašin Golubović.